o să vă prezinte, spun așa, o lecție de biologie. Să voi luați în și o să vă prezinte o specie din fauna, așa se spun, lumii noastre. Și o să vedeți cu ce asta o să fie de folos. O să vă aveți la dispoziție domnul Mihai pentru a-i acorda întrebări referitor la speciile din fauna. Dar că, cu siguranță, cred că multe întrebări nu o să aveți. Adică, poate am mai spus, adică sunt și trei de noi, sunt și trei de la ei. Ținând cont de specializarea domnului Mihai, ținând cont de facultatea care a absolvit-o, eu fac și foarte ușor poate să vă dea răspuns. Da? Vă scrie o formulă pe tablă și nu mai aveți întrebări vase. Da? Toate întrebările se rezumă la formula. Apropo, eram mai de mult încă, stăteam, eram la o discuție cu domnul Mihai și din curiozitate, adică toți indicatorilor tehnici, ce sunt? Sunt niște formule matematice, da? Și chiar eram curios, domnul Mihai, dar cum funcționează? Da, cu matematica, cu toată asta chiar nu le-am. Și început domnul Mihai, tu faci să ne arăți. Punem o fracție, două paranteze, la puterea nu știu care, zic, am înțeles, gata, nu vreau, Mihai, mulțumesc că mi este clar. Dar de asta, eu nu știu formulele de la acești indicatori, dar eu știu cum spate făcut bani cu acești indicatori. Și depinde ce vă interesează pe bani. Vreți să deveniți, nu știu, matematicieni, statistici și tot așa, o să discutați cu domnul Mihai, să fac lecția adăugătoare de matematică. Vreți să faceți bani? Ochi și urechi la domnul Mihai și el o să vă explice cum lucrează, să discutați astăzi. Poate chiar două indicatoare, nu? Da, două indicatoare. Două indicatoare, care noi nu le trecem la partea. Okay? Bun. Vă doresc, nu știu spun, audiență plăcută sau din contra, spor la treabă, cadeți în față și mai bine. Domnul Mihai, salam la față. Bună ziua la toți. Deci, o parte din majoritatea vă cunosc. Sunt și care va că sunt indicat pentru prima dată. Deci, ce o să fie astăzi la acest masterclass? Așa, vă fac la un trainer în acest program. Deci, o să trec cu toți trecem. Ce se bazează acest masterclass? O să fie doi indicatori foarte importanți, care o să fie combinați și o să ajungă la o strategie simplă. Deci, aici o să ajungem. Dar până ajungem la rezultatul acesta, o să mergem prin mai multe chestii, o să recapitulăm. O parte din voi chestii este le-am trecut la practică. Eu sunt nevoit ca să le recapitulez, ca să știu sigur că mergem pe direcția corectă. Dar în sfârșit să înțelegeți ce am avut în vedere. Despre ce indicatori o să discutăm astăzi? O să discutăm despre, cred că Sergiu, Daniela, Vasile, cred că îi cunosc deja. Asta să fie aligatorul. Cine mai cunoaște din sală? Așa, dumneavoastră cunoașteți, aici cunoașteți. Ok. Și o să fie fractalul. Cine vă cunoaște din sală? Nevastră, dumneavoastră. Deci, trei persoane fractal. Ok. Și una de individ. Ok. Perfect atunci. Sau nu poți mă ajutați să găsim plana sală. Ok? Deci, o să vă discut despre acești doi indicatori și acești doi indicatori, când îmi convins, primește un rezultat foarte bun. Deci, dacă ați auzit de Bill Williams, este un trader foarte puternic. În Statele Unite ale Americii. El a făcut teoria haosului, mai multe teorii are, psihologia vieții, analiză tehnică și așa mai departe. Cred că ați văzut platforma Mentimeter, adică pe Mentimeter 5, când intră acolo la indicatori, sunt indicatori de care? Oscilator, de trend și al lui Bill Williams. Da? Și acolo sunt deja indicatorul ăsta de Gator și așa mai departe. Gator și foarte multe chestii. Da. Noi o să discutăm numai despre două din ele și o să vă arăt combinația și cum se intră în tranzacții, care este direcția, intrare și ieșire. Dar până ajungi la toate aceste chestii, cum se numea tema masterclass-ului de astăzi? Cum? Cum o să nu aici, da, vă răspund. Deci, metode de tranzacționare mirate din decizie. Noi trebuie să depistăm corect perioade din decizii în piață. Adică nu când tu ești din decizii să faci piața asta, nu înseamnă că perioada din decizii pe piața asta, înseamnă că tu nu
dar, dar perioada de indecizie este atunci, băi, de cald. Așa. Deci perioada de indecizie, asta este perioada atunci când piața nu ți oferă intrări în piață. Adică nu stă intrări. Ok. Ușa deschisă. Așa. Deci asta este perioada atunci când piața stă pe loc și nu faci nicio intrare în piață. Și când ați vorbit de alligator, alligatorul, mă, asta tot e. Ca crocodilul, numai cât de terătință acolo, cum se amplasează. Ideea care, eu am spus, am explicat acest indicator, e foarte mult opus accent pe, chiar pe cum se comportă crocodilul. Este în perioada de dormire, este în perioada de foame, da? Și doarme și este foame. Și e ca asta în dependență și faci un trader, stă pe loc sau deschide tranzacție. Eu sunt măstrat de vă spun la pe l-am văzut la mult la domnul Victor și am impresia că deja asta e la plană. Deci eu să merg mai direct spre subiect, nu o să vă țin foarte mult, vă zic din start, dar atunci nu vă dau informația care mi-am făcut sau nu am făcut. Ok, bun. Haideți să începem. Perioade de indecizie în viață. Care sunt ele? Sunt două perioade de indecizie în viață. Flat-ul și triunghiul, da? De obicei astea sunt perioade de indecizie în viață. Viața nu ține și de obicei. Avea ce? O tendință ascendentă, după care ce facem? Merge în tendință flat, corect? Și după asta merge în tendință de care? Descendentă. Sunt situații în piață când tendința de flat nu există. Piața din start a avut tendința ascendentă, a avut străbatere, după care formează ce? O altă tendință, corect? Ies minte chestia cu un aplicație Fibonacci aici. Eu vreau să pun sui la tot. Ai impuls corecție, impuls și corecția ce face? Străbate în partea de jos, mai face o corecție și formează o nouă tendință descendentă, da? Este situația când piața merge prin perioada din flăt. Așa. Deci, merge în perioada din flăt. Deci, asta este o perioadă de indecizie în piață și altă perioadă de indecizie, asta când piața formează un triunghi. Numai în aceste perioade de indecizie poți să te întotriești anumite, adică tranzacții în piață poți să te bazezi doar în triunghi băistic. Sunt trader care folosesc triunghi și într-o piață. În ce mod? După respingere. Lucrează în interiorul triunghiului. Deci ai respingere de la barea de superioare, de la nivelul de rezistență, intră în tranzacții de vânzare. Are respingere la nivelul de suport, intră în tranzacții de cumpărare. Dar aici sunt ca tranzacții de short. E foarte sensibil și perioada foarte scurtă. Adică aici nu poți să te adătorezi mult. Poate? Adică mă dă seama nu ce zice. Distanța, distanța, fără, da, pentru că dacă nu are nici nu ție să combinare să întrebi și te arunci în piață pentru o profitabilitate micuță, dar pe întrebi foarte mari. Ceea ce o să zic astăzi la legator fractal, sunt unii întrebi în piață, unii stop poți să-l pui 600 de puncte pe strategii și te-ai profit vreo 200. Dar ți-a asta nu-i bâgărnă. Nu ți-e interesat să întrebi piață. Deci aici sunt, când e perioada de indecizie, anume în perioadă, deci putem să tranzacționăm pe interiorul triunghiului și asta cu când ai respingere, deja voi asta cunoașteți, da? După care, deja când se dispare perioada de decizie, atunci când ești străbat de trend. Asta este simplu. Bun. Mai departe, avem zona de flăt. Cum se tranzacționează în zona de flăt? Tot de la... Deci, zona de flăt, trebuie să fiți atenți cu zona de flăt. În care zone vă implicați în piață? Am vă dau un simplu exemplu. Chestia cu care să-l rog aligatorul și fractalul. Ieri am plasat o special cu GBP-ul ăsta. Să-i văd ce face aligatorul, vă dați seama. Și ieri, la mai începusă, ca aligatorul să-l desfac cu gura. Ieri am omit GBP-ul ăsta în tranzacție de vânzare. O să vedeți astăzi pe piață. Bun, aici fiți atenți la flături. Flăturile, ele, asta ce e? E o perioadă în piața asta constant, unde nu face mișcări și este un coridor. Da, este un coridor. Se intră în coridoarele în care sunt oscilații. Pentru că sunt coridoare în care sunt oscilații, dar sunt coridoare care practic merg pe loc. Cred că asta sunt la lira turcă. Cine de ce analizează lira turcă? Lira turcă sau Hong Kong? Lira, ok, dolarul de Hong Kong, asta eu la lira turcă vorbesc de flăt, este problematică. La dolarul de Hong Kong asta nu e flăt problematică, acela este mană cerească. Că asta acolo în zona și e de flăt și am stat maximul. El e foarte interesant. Pe el tatare și toate face oscilații micuțe, dar cu el poți să te joci acolo când e la nivelul de sus sau la nivelul de jos, poți să te joci cu tranzacții pe perioadă scurt pentru a-ți face un pilotul care. Toate că el e mai pasiv, dar asta e în parte de sus, tu deschizi tranzacții de sus, s-au închis tranzacția, mai deschizi în sus, iar s-au închis, s-au dus înapoi în sus, mai deschizi în sus, știți, și te joci lotului. El poți să faci chestia asta ca să-ți faci lotului.
Vă spun din start, da, el e pasiv, el e lenos, nu face mișcări. Dar tu măcar ești sigur că îți produce la sulte și îți faci o anumită profitabilitate. El, dacă să-l analizezi, el cel mai mult își face de cap unde? În partea de sus a flutterului, în partea de jos și la mijloc. Pe părțile, el trece brusc până la jumătate. De acolo trece brusc până sus. Deci asta. Oh, mișcare frumoasă săptămâna asta. Știu că cu domnul Victor sigur am discutat. Gazul natural. V-a plăcut mișcarea lui? Vă referiți la convergență? Da. Convergență. Da. Mă refer la capodon pe rășie care a fost desenat timp de o săptămână. Și a fost făcut, eu nu știu cât trebuie să țin în cazul ăla, să facă convergența și așa de frumoasă. Și să meargă și linii frumos în creștere. Și încă și mai minim ele frumos în descreștere. Deci acolo practic a fost frumos. Da, eu înțeleg. Sunt unei convergențe care merg foarte mult în sus, fac foarte mult. Asta au mers până când erau 300 și ceva de puncte. Dar e corecția asta, este destul de bună pentru cazul natural. Deci odată ce e format acolo, vezi că piața își pierde din potență, deja poți să-mi pe de scurt de timp. Fiți așa, se întrape pe divergență până a crește la creșterea ăla de lume. Țineți minte că a început gazul să crească foarte puternic. Asta era toamna. Toamna. Anul trecut toamna. El de atunci a început să facă crește. Atunci se întreabă săl, și știi făcea, făcea divergență, întreabă săl, dar pe rău scurt. Păi și nu m-a prins ăla. Și după asta iar intram cu poziții scurte. Da, m-a prins. Eu am pozit acolo, m-am îndreptat cum m-a prins. Făceam idee, dar mă întreau. Săl. Cădeau leacă în jos, gata, am luat profitul. Iar săl. Păi este de sus, eram închis în profit, de de jos pe mine, o să mi-i iau, să nu știu ce făceau. Mergea treaba, până când m-a făcut salt în sus. După asta apare întrebarea, cât poți mai trebuie să gazul natural? Pe ultimul istoric, parcă nu mai are unul, trebuie să în 2014 încolo, 2008, cu gazul tot prețuri foarte înalt. Ok, bun. Cu perioada asta de indecizie, clar? Așa, merg mai departe. O să vorbesc indicatorul acesta, indicator despre care o să discut eu, acolo o să vorbesc pe un PowerPoint cu mici detalii, el este un indicator care se bazează pe medii mobile. Și nu se bazează pe medii mobile simple, pe care noi le învățăm. Noi care medii mobile cunoaștem? Dar, în general, ce medii mobile? Ce mă ajută? Ca să ajungă la fel. Deci, o medie mobilă, asta e ca și cum. El împarte graficul, ca să zic cel mai simplu, asta este împărțire de grafic. Un moment, să șterg. Și nu știu voi dacă v-ați uitat pe grafic, dar este așa o chestie care noi folosim ca trader. O parte din voi folosesc media exponențială de 233. Corect? O folosim ca ce? Ca nivel de suport sau ca nivel de rezistență. Deci este o medie exponențială de parametru 233 și media mobilă cu cât este mai mare, cu atât e mai dură. Știți de asta, cât parametrul e mai mare, cu atât este mai dură. Și noi folosim de obicei 233 exponențial ca să fie ca nivel de suport și ca nivel de rezistență. Și asta te orientezi ce faci tendința unui anumit instrument pe o perioadă lungă de timp. Așa, lângă mediile exponențiale, media simplă asta când vorbim fraza prima medie care ne apare nouă pe grafic. Vă țineți minte, parametru 14. 14, 9, tranzacții de perioadă scurtă, scalping și așa mai departe. Asta este medie simplă. Media simplă asta ce înseamnă? Voiați vă tehnică. Așa. Deci, media simplă, asta este o medie cum ai, 7, 8, 9, media este 8, simplu. Exponențial, deja aici se complică puțin situația, da? Ia mai mult în calcul valoarele din prezent și ponderata fiind la fel. Și mai este așa o chestie, media mobilă indezită, noi avem acolo pe platformă și care își folosește indicatorul. Nu ne trebuie să o știu și din parte. Nu ne trebuie să știu cum funcționează indicatorul, dar vei știi ce înseamnă asta, ca să cunoașteți. Media asta indezită, nu e așa de sensibilă la mișcări puternici pe piață. Ia ca și asta. Adică dacă avem un instrument care face oscilații foarte puternici și media asta nu te duce în eroare, înțelegeți? Adică nu faci mișcări așa de bruște după piață. Dacă a fost o noutate, apoi media și el simt ce face. Se duce după grafic rapid în sus, dar asta nu. Asta vreau că mai, nu vreau să fie tot asta, dar mai încet și nu sunt toate dereglările astea pe piață. Asta ca și cum e la mașină. Mergi cu mașina, știți? Sunt unele care focul sunt, dar e mai stabilă și scapă de unele fluctuații, ți le scoate din calcul. Asta e ca și cum găsăm noi intrările în piață. Și așa se intră în piață după stohastic. Dar
dacă mai pui în calcul trendul, gata, vreo 200 scot, mai pui în calcul și o medie mobilă sau ceva, se mai scot în vreo 2 și rămânem acum la 2 intre de viață din 6, înțelegeți ideea? Ok, bun, haideți, spune-mă, cecișor. PowerPoint. Așa, aici o să avem și un grafic. Un moment, acum și o să fie totul bine. Eu rapid o să pun. Comerciantul Bill Williams, un maestru al psihologiei pieții, a dezvoltat indicatorul alegator care urmărește tendințele și urmează premiza că piețele financiare și titlurile de valoare individuale au tendința de doar 15% până la 30%. Ce au avut el în vedere când a făcut acest indicator? Indicatorul acesta se bazează mai mult pentru a prinde mișcările când piața este foarte activă, adică de a prinde impulsurile din piață, corect? Ce a demonstrat? A demonstrat că piața 15% din timp, 15-30% maxim din timp, el face mișcări, în restul timpului piața doarme. Adică în restul timpului piața nu face mișcări. Asta sunt doar niște chestii care rămân în flăți, niște chestii de corecții, niște chestii unde piața stă pe loc. De asta noi ca traderi, când explicăm chestia asta, intră în piață când sunt intrări bune și intrări puternice, selectați intrările, nu 40 de tranzacții intră în piață, din care din ele trebuie numai 5 să intre în piață. Pe voi asta vă duce în eroare și vă strică din randament. Asta ca și cum eu cum am dat exemplu ăsta. Mergi la magazin și vreau să-ți procuri caise, simplu, caz. Și acolo ai o grămadă de caise și tu duci și le iei, am și le stricat. Cam așa se punesc cu intrările în piață. Astăzi era la lecție de practică. Haideți să găsim ciocan inversat și să duc piață. Ori corpul micuț, nu corpul normal, umbra prea micuță, ori zic, uitați-vă, aveți milioane de lună de axie piața înapoi, când sunt cele mai frumoase. Așa și cu intrările în piață. Dar nu stai cu intrările pe piață, găsești cele mai frumoase, unul care nu există, dar, adică îți aștept poate și buna mai bună. Dar nici asta nu este ok. Dar ideea e care, el a văzut în vedere că 15-30% din piață sunt mișcări bune. Dar restul 70% piața stă prin flăt, piața stă prin corecții. Ați văzut la market discussion când facem pe o analiză ce face? Ați zici, ok, am lăsat pe toate Fibonacci, ce înseamnă că și așteptăm finalizarea corecției și după asta merge impulsul. Dacă finalizarea corecției aștept 2-3 zile, dar impulsul poți fi și într-o oră. Că nu cum a fost situația cu cazul natural. Fost triunghiul, seara, câteva minute, 15 minute eram la lecție, am străbătut tot, s-a dus 1000 și ceva de puncte, 1400, nu-i dar, gata. Asta este momentul de piață. Poftim? Nu mai știu, sigur că nu asta să analizez, mie mi-a spus colegul când eram mare, eu zic că gata, ați văzut, gata, prima uitut. Asta a fost o mișcare foarte puternică, adică astea trebuie să le prinzi, adică astea sunt momentele bune în viață. Dar nu intrarea care a intrat pe sesiunea pacifică și o aștept săptămâni, poate cumva, trei punți să treacă spre rău. Astea nu sunt ok, între mișcare bune în viață. Până la 30% din timp. În timp ce celelalte mișcări ale pieții variază între 70-85% din timp. Williams crede că indivizii și instituțiile tind să-și colecteze majoritatea profitului în perioade de tendințe puternice. Țineți minte anul trecut, a fost la Masterclass, cum a fost efectul septembrie. Da, frumos Masterclass, nu? O săptămână, o trecut o săptămână, două și a fost efectul septembrie. Dar am fost la timp de asta. Care a fost situația cu Masterclass ceva? Deci, efectul septembrie, din ce cauză întâmplă chestia asta de multe ori? Pe asta, pe perioada asta de început toamnă, care? Ce zice aici?
credea că indivizii și instituțiile tind să-și colecteze majoritatea profitului în perioade tendințe mari. De obicei, atunci, desfășurit, sparte și tendințe puternice. Și când tot e la maxim istorici, și când și timp noi să facem. Voi, dacă aveți la maxim istorici o tranzacție, mai și vedeți la maxim istoric, nu ai tendința să închizi profit. Dar dacă închizi dumneavoastră profit, închizi eu profit, să închizi profit, înseamnă ce? Când închizi o tranzacție, profit și, și proces sunt în spate. Dacă ai bani și închizi bani, profit, ce faci? Când îi tăi profit, ce se întâmplă? Se vinde automat. Ia ca și se întâmplă proces, se vinde. Dacă se vinde, piața ce face? Cade. Și nu cade și să te etichetezi, se întâmplă când e tendințe puternice. De asta și este câteodată situația asta când întâmplă pe piață. Băi, dar tendința asta era foarte bună. Cum s-o venit să o străbatim? Dacă tendința asta bună, dar am ținut de o lună de zile, dar cât vrei să ți ții o tendință? Nu poate să fac așa mult. Asta a fost situația piena japoneză, dacă știți. E ca ce, ca ce, dar iena japoneză face o tendință de ținut pe perioadă lungă. Cred că ați observat tendința asta așa de prezent, adică dacă a luat-o în sus, a tot în sus. Asta a fost fix câteva luni în urmă, era o tendință de H1, practic îl puneai tendința din vârf, de sus, a platformei până jos, a platformei și trebuie să mai dai istorie, când H1 ca să iei pui tendința, să-i vezi minim și maxim, adică a mers foarte bine pe piață. Ok, o să modific mai departe și o să merg acuși pe aligator. Așa. Bun. Eu aici, între timp, eu cred că o să desenez pe tablă, pentru chestiile astea. Și o să discutăm despre indicatorul aligator. Așa. Deci, indicatorul aligator se bazează pe trei medii mobile foarte importante. Așa. Și dacă ne uităm aici, Williams este un instrument de analiză tehnică care utilizează medii mobile de netezire. Samantul folosește medii de astea care nu permit ca să accepte mișcările astea puternici pe piață. Pentru că el e mult mai stabil, înțelegeți? De asta că indicatorul aligator, când aveți instrumente de astea care își fac de cap, e foarte bine să-l pun. Cine își face de cap? Rotațiile exotice. Da, ele își fac de cap. Și foarte bine operează pe euro-dolar, pe GBP/USD și euro-iena japoneză. Deci pe asta, dacă folosiți aligatorul, el merge foarte bine. Așa. Indicatorul utilizează o medie netezită calculată cu o medie mobilă simplă. Ok. Folosește trei medii mobile stabilite. 5, 8 și 13. Deci, voi notați asta. Parametrele la aligator este 5, 8 și 13. Ce vă spun cifrele? Cifrele sunt da? Ce spune asta? Fibonacci. Deci acum înțelegeți de ce au o bucătărie. Iei media mobilă, iei numerele lui Fibonacci, pornește aligatorul. De asta și pe parcursul practic, când se discuta, că înveți o medie, înveți MACD-ul, înveți parabolisa, înveți asta, stochasticul, de ce se fac toate chestii astea? La urmă tot se face strategia ta, dar strategia ta de ce depinde? Cum ți le adaptezi tu și cum ți le combini, adică cum vezi tu intrarea mai bine în piață. Și aici s-au combinat, s-au luat 5, 8 și 13, sunt 3 medii mobile și se pun pe grafic, ca cum și-o vă arăt în instant, concomitent cum se plasează și asta este indicatorul aligator. Bun. Stați acum, că nu-i tot. E media de 5, 8 și 13. Și dacă e aligator, am zis că aligatorul ăsta are ceva, da? Să știți că media mobilă care este parametru care este din mijloc, asta e media mobilă roșie. Așa, dar aici nu este explicat. Ele fac semnale de convergență și divergență. Așa. Aici. O să găsiți în unele chestii falcă. Sau să mai zic și maxilar. Așa se zice la media mobilă. Linia albastră este o medie mobilă din parametru 3. Vă notați, linia mobilă de parametru 13 se numește maxilarul sau falcă indicatorului. Cei care cunosc pot să însemne, pur și simplu o să fie atenți la strategii la final. Aceia sunt sigur că mă cunosc. Așa, bun. Dinții. Începe cu 8, linia mobilă asta, linia mobilă de parametru 8. Și așa, și este semnată cu culoarea roșie.
și buzele. Asta este linia verde. Buzele, asta este linia verde. Buzele, asta este linia verde. Și asta în dependență de Jean Cunesc. El a explicat foarte interesant chestia asta cum se comportă el hidrafic. Dar voi ați observat foarte multe chestii care voi nu împrezea. Helicopterele sunt făcute pe bază la nivelulă, corect, și se explică cum ele se comportă în general în spațiu. Dronele, toate chestiile astea sunt făcute pe avioanele. Se bazează pe anumite animale din natură și cum ele se comportă. Fix așa, el a găsit foarte bună asemănare cu aligatorul, cum se comportă. Și dacă îți vorbim aici, Willis a invocat imaginea din curte pentru a descrie indicatorul, menționând chiar și un pui orb își va găsi porumbul dacă este hrănit întotdeauna în același timp. Ne-a luat ani de zile, dar am produs un indicator care ne permite să ne mențim întotdeauna pulberea uscată până când ajungem în piața ca niște pui orbi. Adică chiar dacă ești în piață, orb și nu știi ce se întâlnesc, îi uiți cu indicatorul. Pur și simplu acolo îți spune când piața e agresivă și când piața e liniștită. Faza care e faină la noastră. Când se întâmplă noutate, el nu-și face indicator. Adică când se întâmplă o noutate, el neutralizează tot chestia asta. Adică de asta și zice că poți și orb și surd și se întâmplă în exterior. El nu se comportă așa de rapid să se reacționeze la noutate, înțelegeți? El mai lent reacționează la unele chestii. De asta e foarte bine ca să utilizeze asta. Okay. Eu o să vă prezint astfel, acum și-l plasez pe grafic și dacă o să vă duceți acasă la aplicație. Și o să vedeți, sunteți compatibili cu acest indicator sau nu. Adânsul cel mai interesant, adânsul stop-loss-ul lui Stecco, sunt unele poziții în viață care ți le arată bune indicatorul legat, dar nu îți place profitabilitatea raportată la stop-loss. Și mai bine să o scoți din calcul. Da, eu asta am nimerit cât a fost vreo 3 săptămâni în urmă. Tranzacția era foarte bună, de a intra în sal. Dacă trebuia să pui după indicator stop-loss și take-profit, cam stop-loss și de reușit șansă, nu, mai bine nu folosești acea încălăbidață. Bun. Și acum eu o să încerc să merg pe acest indicator. Bun. Nu folosești intrarea sau nu folosești... Nu folosesc intrarea. Așa, bun. Eu o să merg aici pe indicator. De la început o să mă străduiesc să merg pe euro-dolar. Așa, o să-l pun din nou. Așa, deci el se de unde se plasează acest indicator. Mergi la secțiunea stavca, indicatoră și selectez Bila Williams-a și selectez aligatorul. El este aici prin stavca. Bubă, zubă, celus. Da, adică eu nu am spus aici că am alcătuit eu, adică chiar deci buzele, dinții și maxilarul. Deci a intrat în tranzacționare și aici ce faci? Pui, o să pun ceva linii mai groase ca să ne fie nou mai ok așa și dau ok. Bun. Așa. Bun, se intră în tranzacție. Eu cred că voi vedeți, nu? Așa. Se vede la toți sau nu? Se vede. Bun. Dacă nu mai veneau să sting lumina, nu cred că o să facă mare diferență. Asta e din cauza la... Ok, bun. Eu o să merg chiar în perioada din prezent și o să vedeți ce reprezintă acest indicator. Deci, întotdeauna, indicatorul, el ne arată perioada de când el este în somn, ne arată în perioada de când el doare, corect? Ritmul excelent, noi o să punem acest, da? Deci, când el doarme, dar folosiți în prezent, am uitat. Acum nu, v-ați schimbat cu altceva, v-ați adus, da? Ok, bun. Deci, aici, ce înseamnă aici? Deci aici e punctul culminant. Deci, linia aceasta, verde, ce este? Ce am zis că este linia de buzele, da, buzele trebuie să împarte de jos și dacă te uiți, ce o să fie? S-a desfăcut celul, da? Deci s-a desfăcut gura, adică el este pregătit pentru mâncare. Perioada asta anterioară a fost în perioada de somn, da? Aici, deja el este pregătit ca să mănânce. Înseamnă că aici se intră în poziții de vânzare. Și până când el este în poziții de vânzare, pentru că acestea sunt îndepărtate și el este capabil ca să mănânce piață. Acum și o să vedeți și întotdeauna care să vă dau. Și dacă o să merg pe în trecut, o să vedeți când el stă pe loc. Aici,
Da, da, Fernand, ce îți faci cu dânsul? Uite, dar uite, mor. A, vedeți? Nu face nimic. Să știți, când e în așa perioadă, să știți asta ca o lege, puteți să o spiți acolo, eu am zis-o la trebuie medic. Zonele de flăt, mediile imobile, zero. Să știți asta. Dacă ești într-o zonă de flăt, nu te mergi ca cu mediile imobile. Mai ales dacă mediile imobile cu parametru mare, gata, te strânzi. Pentru că merge fix pe mijloc. Numai mediile care au parametru micuț, atât de cam copie și sunt mai predictibile, adică mult mai bun intrări rapid. Dar dacă e medie mobil cu parametru mai mare, în zone de plăt te-ai pierdut. Și că aici, crocodilul ăsta alicatul, îl doarme. În zona aceasta ce-o făcut buza? O trecut în partea de deasupra și aici ce-o făcut? Ele se desfac, hectares. Odată ce s-o desfăcut, înseamnă că noi ce facem? Să nu se întreabă în poziție de cumpărare. Neacă cine oferă acest indicator, de ce îți permite ca să poți intra în poziție de cumpărare. Iar dacă să mă duc pe istoric, ele se văd foarte bine intrările în piață când... Așa, eu o să merg pe istoric, numai că se debifiez. Așa. Și că aici se observă foarte bine. Nu am ce să facem de randă asta. Vedeți cum stă? Una peste alta și tăcărnită, nu ai ce faci. Deci zona asta, gata, aici mort. Nu ai ce faci pe piață. Zona aceasta, gata, s-a desfăcut. E pregătit pentru a intra în piață, da? Așa, aici. Doarme? Da. Zona aceasta? Și-o revenit. Nu, no, ideea care, da, eu nu zic că indicatorul ăsta e ideal și îți dă intrat la 100% pe piață și o unitate frumos și asta. Da, el are și el unii chestii că nu știu... La dânsul contează foarte mult să-ți alegi intrat în piață. Nu, care oricare intrat, că ți-o venit sub mână, intrat în piață. Singur camin este neputincios. Adică nu oferă profitabilitate, dar dacă vorbim acolo de un diapazon a fi 50 ceva de procente, știți, și 40 ceva, adică ești cam la limită, trebuie să fii toată. Dar întotdeauna trebuie să-l convin. Dar dacă vorbim de fractalul, fractalul singur vă spun din stat, deci nu face nimic singur. Acesta, cine a zis că știi fractalul? Fractalul, dacă îl folosești singur, așa că nu are nicio putere. El, practic, acolo arată cealaltă. El arată întrebări, doar că trebuie să le convin. Da, pentru că el singur nu are puterea asta ca să ții piața în direcția în care ți-o arată el, știți? Adică el pur și simplu trebuie să zice, da, băi, bun, e bine tradată, dar trebuie să mai ai ceva în spate care te ajută să faci chestia asta. Și plus asta că el nu apare deodată, el poftim? Apare după o lunare. După două. Sau după două. După două. Și dacă nu ai ceva în spate, un da, alt fundament decât fractalul... Așa, bun. Și mergem mai departe. Mai dau pe istoric. Așa, bun. Acum, cu alegatorul acesta, care el să fie mult mai evident. Tendința nu a scos nimic. Vă stăduiți că dacă găsiți intrările după el, mergeți în direcția tendinței. Este cap să dea lucrurile atunci numai când schimbă tendința. Da, eu înțeleg că este, sunt medii mobile și mediile mobile astea deodată îți arată direcția. Dar vă zic prin start. Când folosești acest instrument, foarte bine să ții cont de tendințe și de nivele, adică sunt pur și simplu din grad. Ok, bun. Cu alegatorul acesta, e clar, ce reprezintă? Că sunt 3 medii mobile. 5, 8 și 13. Și ele pur și simplu merg în tandem pe piață. În dependență cum se combine. Din ce cauză îți fac schimburile astea dintre buză și maxilar? Păi este din ce cauză. Una are parametri 5, una 13. Una foarte mult în lucru de grafic, dar una foarte mai puțin în comparație cu celălalt. Și de asta ele se schimbă. Între ele independent cum schimbă tendința de piață. Să puneți alegatorul, să nu vă dați din cauza deci dacă ar să puneți 3 medii mobile, una de 5, una de 8 și una de 13. Și nu merge treaba. Contează time frame? Poate? Time frame contează? Nu. Important să nu fie time frame de 5 minute. Adică nu contează. Sunt și pe 5 minute. Adică time frame-ul mai mare ca să ai rezultate de time frame-ul mai mare. Asta ar fi H1, H4. Dar în general, întotdeauna când vorbesc despre tranzacționare, vorbesc de H1, H4. Și încă am un trader care își tranzacționează pe H2. Zic, ok, dar simți așa mai bine și mai ca și pe H3. Ideea care, ok, H2 asta ce face? Două luni de oră de combine și să nu meargă pe H4 și pe H1, adică merge pe H2. Ok, asta e autul. E de
fiecare. Vă concentrați pe caș 1, caș 4. Astea sunt termenii care ce îți oferă. Nici perioada lungă de timp, nici perioada scurtă de timp, cât pe perioada medie de timp. Și ții cont de amândouă time frame-ul și vezi. Ok, unul tendința ascendentă, altul început timpul. Gata, e bună intrare pe piață. Eu nu mă interzic să tranzacționez pe daily, dar trebuie ce fac. Vă tranzacționez pe daily, dar nu vă tranzacționez pe daily. Confirmări din H1, așa și mai nu există. Să uitați tendința din daily și îmi pun lunarea de H1 cu confirmare. De bani cu 15, cu care nu trebuie în piață. Dacă în daily asta, în seara, poți fi acolo tendință, poți fi strămat prin să și putem. De asta, când scrieți tendință ascendentă, păi acolo, pe dările astea, ar trebui și stop loss-ul raportat la asta și take profit raportat la asta. Adică un stop loss ar trebui să fie câteva de mii de dolari și un take profit tot de câteva de mii de dolari. Dacă ești pregătit pentru așa minusuri, pentru așa profituri, voilà, eu n-am și-o profit, problemă de la de pe ei. Dar trebuie să fii pregătit pentru așa profituri și pentru așa minusuri. Sau îți pui cu volume mai mici, dar tot trebuie să fii cu punctele 200, 300, 400 de puncte stop loss. 1000 take profit, de exemplu, 500-600 take profit, e că așa să fie rezultatul bun în piață. Bine atunci. Ok, mergem mai departe. O să vă zic indicatorul fractal. Așa, ce reprezintă acest fractal? O să șterg chestia asta. Așa, o să dau aici mai jos. Și mergem mai departe aici. Așa, dacă v-ați notat cu... indicatorul fractal. Eu o să șterg aceste chestii. Asta e mai simplu ca indicator. Are un model în spate. Dacă să vă zic ca să nu vă fugăriți voi acasă după toți indicatorii și să vă explic cum funcționează el, să vorbesc pe general despre indicator și ce reprezintă în general, vă spun simplu. Indicatorul este niște modele construite de statisticieni sau de analiști, care te ajută să îți îmbunătățești metodele tale de tranzacționare. Așa, fiecare din indicator el are ce? Are plusuri și are minusuri. Da? Asta ca și cum când îți procuri o mașină. Așa, mașina asta e bună, foarte bună, e 4x4, asta e bun. Dar nu e bun că are consum mai mare, nu e bun că piesele se strâng foarte des, adică are plusuri, are minusuri. Tu îți alegi mașina în dependență de ce? Dependență și cerință ai tu de la pensa. Dacă îți trebuie pentru accelerări și pentru chestii, ție e una care e puternică. Dar dacă îți trebuie să te duci la muncă de încolo pace, îți trebuie ceva în masă. Dacă vrei tu la oraș, îți iei ceva electric, de exemplu. Adică vorbim la o adică. Cam așa și cu indicatorii. Ei toți în spate, majoritatea indicatorilor care sunt, ei se bazează pe două chestii. Și ce? Una, ori pe medii mobile. Două, ori pe prețuri. Ori e în calcul numai prețurile, ori medii mobili, dar toți pe prețuri. De-aia cam și toți indicatorii se bazează pe prețuri. Indicatorul, el nu-ți arată viitorul. Asta trebuie să fie băgat în cap. Indicatorul, el nu-ți arată viitorul și asta. El se bazează pe prețurile anterioare. Deci nu-ți arată și s-a întâmplat în trecut și cam ce ar putea fi pe viitor. Asta ca piața de capital. Ultimii 100 de ani, 65-3 au crescut. Înseamnă că e mai mare probabilitatea că următorul an să crească. De exemplu. Ok, bun. Și cu fractalul este. Fractalul. Dă-ți niște săgeți pe grafici. Ia știți. Dă-ți doar niște săgeți pe grafici. Așa arată. Știți că a gamă pe cele care picuri. Apoi că așa se formează fractalul. Ori așa arată, ori în partea de jos. Am greșit ceva? Nu. Până când e bun, nu? Așa. Deci indicatorul fractal se bazează pe un model de preț simplu, care este frecvent întâlnit pe piețele financiare. În afară tranzacționării, un fractal este un model geometric recurent care se repetă în toate intervalele de timp. Din acest concept a fost conceput indicatorul fractal. Indicatorul izolează potențiale puncte de cotitură pe un grafic de preț. Adică el de obicei se formează acolo când se finalizează corecția. Corect? Când se finalizează corecția, când începe un nou impuls. Adică în maxime și minime, el prinde pe grafic. Și dacă se prinde pe maxime și pe minime, el arată ce? Cum au zis și Williams, piața are niște valori, cum se zice, niște valori, da? Apoi că le formează niște teste a valori și iarăși mergem la ideea de ce? Oscilație. Iarăși mergem ideea la oscilație. Să știți, piața întotdeauna se află în oscilație, dacă se întâmplă așa aici, datorită cauzului, implicăm mai mulți vânzători, mai mulți cumpărători, am văzut un indicator, am văzut o tendință, ne-am implicat cu piața. Se implică participanții mari,
și ea nu-și fac oscilațiile astea. Ei se bazează pe oscilație și eu vă le pun acum pe grafic, sunt fractali urși, fractali tau. Da, și vă arăt cum se, cum se formează un fractal, ca să vă zic mai simplu. Știți cum se formează acest fractal? De exemplu, am găsit pe grafic la un maxim și anterior două preturi mai mici. La două lumânări anterioare preturile sunt mai mici, la două viitoare sunt lumânările iarăși mai mici. Înțelegeți? Dacă îți fac aici așa, ca un X, X e mai mare ca X minus 1 și X minus 2, valoarele anterioare, și X e mai mare ca valoarele următoare. Adică, prețurile anterioare trebuie să fie două prețuri mai mici, adică două lumânări trebuie să aibă prețuri de închidere mai mici, de exemplu, am deschis, nu contează, maxim de cerea. Și aici, următoarele două prețuri trebuie să fie mai mici ca anterior, corect? Corect. Și că acum vă pasez pe craft, ca să nu mă aprofundez în... în ideea lui, o să merg direct acum și pe grafic și aici nu te complică deloc. Eu o să șterg acest indicator și mă duc la stafca. Fractal. Aici ce o spun așa puțin mai gros. Excelent. Știți în care momente la parte pe grafic? Când graficul ajunge aici, el se pasează între voi. Corect? Când s-a produs procesul ăsta ca să fie și nici lumări, el atunci apare pe grafic. Așa că când a apărut el, s-a dat un semnal. Și ce? Piața o să meargă în jos. Deci când apare fractalul ăsta, e ca și cum cu asta, parabole sau. Când apare punctișorul în partea de sus, înseamnă că gata. Partea asta trebuie să meargă în jos. Înțelegeți ideea? Și ca fractalul ăsta îl formează prin chestia pe îi una, iarăși aici, anterioară, înseamnă că două sunt mai sus, două sunt mai sus. Și ele apar, una după alta și îți arată interne. Acum, cum intră în tranzacții după ele? Vă explic cum se intră după fractală, tranzacții pur. V-ați plixit sau încă nu? Mm-hmm. Încă nu. No, de obicei, analiza tehnică mai mult de o oră, gata, dar nu e o oră, dar plițări de analiză tehnică. Dacă țineți cont de cerințele voastre din la masterclass-ul anterioare, ca să doriți ceva strategii, ceva informații din anumiți indicatori, am zis că să vă dau strategia asta care combină doi indicatori și o mare parte din voi nu-i cunosc. Și am zis că să fie foarte ok pentru voi ca să vă dau ceva asupra cărăsării, să analizați piața. Așa. Dacă un simplu exemplu, ai fractal în partea de deasupra, suplimat fractal în partea de desubt, înseamnă ce este? Intrare de care? Cumpărare, corect? Dar știți când sunt în tranzacție de cumpărare? Când străbate maxim anterior. Ai pus linia orizontală pe fractal anterior, poziția de bani. Ia că acolo lucrează eu. Ca să știți ca o idee, ia ca o simplă idee care am venit să aplicați ele, felul următor. Uitați-vă aici. Fractalul în partea de deasupra, da? Și l-a format în partea de jos. Pentru tendința ascendentă. L-a format în partea de jos. Străbat din fractalul, uite, intrarea în piață. A, și știți cum se intră în piață? Intră în piață cu ordine amânate. Nu se intră în piață cu confirmări. Dar cu ordine amânate. Chiar dacă ați înspreț, gata, intrarea în piață. De multe ori, da, este chestia asta cu umbra, te doare. Dar la el se intră cu ordine amânate în piață. Ai pasat ordine amânate. Aici are poziția, s-a format chestia asta, înseamnă că e prin preașa la ordonarea asta, când s-a format asta de jos. Și ori de una, deja trebuie să stăiți maxim acesta ca să aștepte până prin intrarea în piață. Până aici,
E clar ce e cu fractalul ăsta. Dacă să mă uit pe tranzacțiile de vânzare, tot așa. Tot așa, deci pe tranzacțiile de vânzare, la fel se lucrează. Bun. Acum o să știu... Profitorul e cum da. Oh, da, da, da. Hai să mergem și pe asta. Da, am uitat cu take profitul. Deci, take profitul ăsta trebuie să fie în interiorul vendinței. Și să fie perioadă scurtă de timp. Și trebuie să fie după nivel. Vendinței, adică nu vă străduiți take profit să fie mai mare dacă e picat și unul de 20 de puncte. Mai mare nu o să dați acest indicator. Dar faza e care, că nu vă, adică nimeni nu o să schidă din voi tranzacții după fractal simplu sau după alegator simplu. Înțelegeți? Pentru că el nu-ți arată tot cum la cap. El îți arată în piață intrare, dar ești vreo minte cu el să o poți. Nu are pe ce bază să arăt ieșirea ca nivelul tare și să arăt ieșirea. Cum îți arată? Următorul nivel, mai jos, e ieșire din piață. Fibonacci. Nivelul 0, e ieșire din piață. Îți arată ieșirea. Tranzacționare după figuri. Ce? Dacă e figuri de continuitate 60%, de schimb 60%, incertitudine 50%, adică îți arată ieșirea din piață. Aici nu îți arată. Și de asta aici e indicată. Ieșirile din piață le pune trader în dependență de practica pe care o are piață, de că el se bazează pe... dacă vreți, domnul Andrei, dacă vreți, folosiți aici cu take profit-ul, cel mai bine, ca să ușideți problema asta dintr-o rugătură, a spus că e în stop 20 puncte. Și gata. Și el știți ce face? Ajungi la 20 puncte, trebuie stop să activează deodată. Maxim și poți fi asta să fie pe 0. Spui trailing stop în dependență de instrumentul care l-ați aici și poți lucrezi numai trailing stop la el. Dar aici iarăși trebuie ce faceți. Mergeți, trebuie să-l practicați ca să-l simțiți. Și lucrați atunci cu trailing stop. Și poți scoți deodată stop loss și take profit și nu mai aveți întrebări cu el. Bine? Așa. Da. Vă cred. Păi aveți să facă de stăinie numărul aici. Master class. Pot să zic că e sauna. Pot să zic că și bronz. Dacă vorbim tot de legator, trebuie să faci un loc, să ținem. Sigur, sigur, bine, sigur. Legator este un apă, nu? Noi ne-a trebuit numai cu căldura, știți? Ok, bun. Așa, bun, aici o să pun mai departe. GBP eu îți dau și le placez pe amândouă și vă arăt intrare, direcție, șire și vă las. Adică dacă aveți careva întrebări la mine. Bun, GBP îți dă. Așa. Acum o să mă ascultați atent, știu că poate să vedeți cu unii dificultăți, dar mă ascultați atent și eu vă arăt chiar careva întreg care pot să ne explicați în perioada actuală, fără să mă duc pe istorie. Așa, noi am plasat aici alegatorul și am plasat indicatorul fractal. Deci, acest doi indicator, dacă se-i combini, atunci se primește, știți, începe mâncarea să aibă gust. Da? Dacă îi combini, începe să aducă randament potrivit. O strategie? Da. Deci, aici ce avem? Avem o direcție, avem o intrare și avem o ieșire. Deci, alegatorul în această perioadă, noi vedem că el stă într-o perioadă de dormire. Deci, practic, nu face nimic. Odată ce a trecut în perioada asta când s-a desfăcut, deci buza, maxilarul și dinții, când încep să se îndepărteze, asta e fix ca la Bollinger Bands, când se îndepărtează benzile, dar, în general, toți indicatorii de care conțin linii, cu cât liniile sunt mai departate una de alta, ce înseamnă asta? Trendul este mai puternic și direcția vânzătorului, adică puterea vânzătorului este mult mai mare în piață. Și aici, din start, am primit semnalul că gata, este intrare de sell. Deci gata, mergem spre asta. Bun. Asta este prima parte. Ne-am lămurit cu direcția. Acum intrarea în piață și ieșirea în piață cine ne dă. Deci, vă uitați atenți, asta este lucru important. Avem fractali pe piață. Avem fractal aici, avem fractal aici, avem fractal aici, aici și aici. După care se intră tranzacții de sell. Vă explic. Avem acest fractal care este aici și se intră anume pe el din ce cauză? Pentru că lumânarea în rândul în care el s-a format, e ca lumânarea aceasta, nu are nicio tangență cu alegatorul. Toate lumânările anterioare, e ca la acesta și la acesta, intersectează alegatorul și în parte de deasupra tot intersectează alegatorul. Numai lumânarea aceea nu intersectează deloc și e ca asta vă arăt. Așa. Ok, să debifez și vă arăt. Bun. Ia uitați. Ăsta intersectează, da? Ăsta, care e pus aici, intersectează legătorul. Ăsta
nu are nicio treabă. Ea este independentă, înțelegeți? Nu are nicio treabă. Și de asta se plasează după el linia asta orizontală pe care noi trebuie să o punem. Și aici trebuia să o ridic puțin mai sus. Da, trebuia puțin mai sus să o pun. Am greșit eu, ia că așa trebuie să fie. Așa, și dacă o să dau un minus înapoi pe lumânări și o să befiez ambele săgeți, o să mă duc înapoi în perioada actuală. Și acesta este momentul de intrare în piață cu tranzacții de vânzare. Cum se plasează stop loss-ul? Faza faină. Stop loss-ul se plasează pe fractalul anterior. Stop loss-ul se plasează pe fractalul anterior. Stop loss-ul se plasează pe fractalul anterior. Pe maximul anterior. Știți care e faza? De obicei când apare un fractal înseamnă că următoarele două merge în descrește și urmic următoarele de asta. Și de asta spun deasupra lui că merge în descrește după asta. Bun. Aici dacă ați înțeles și take profitul aici diferă. De ce diferă take profitul? De take profitul aici diferă în dependență de tipul tău de trade. Dacă ești un trader mai impulsiv, mai liniștit pe piața și asta. În piață se intră când? Se iese când? Când prețul se întoarce la linia galbenă, adică verde, ce scuze, la linia roșie sau sunt care intră în general la, asta albastră, iese din piață. Deci sunt așa situații pe piață când trebuie să ieși. Sau, ca să vă fie mai ușor, vă arătați după nivele, dacă vă este mai ușor. Sau, atunci, vă așteptați ieșirea în piață, ca să înțelegeți. Aligatorul ăsta nu 5 minute, să fac așa și o să întoarcă înapoi și o duc în sus. Lui trebuie o perioadă timp, el dacă e format pe meditația din netezări, chiar că trebuie perioadă timp și se intersectează, până și începe iar în adormire. Deci aici chiar durează, că aici a fost un moment când îmi părea că o să se întoarcă înapoi. Și tranzacția era deschis, până în preajma asta era o profitabilitate. Și uitați-vă, parcă era momentul să se întoarcă înapoi, o mai sta puțin și își continuă mișcarea mai departe. Deci încă înseamnă că aligatorul are putere, încă e flământ. Și de asta și zic, american psicozic, că aici mănâncă urși, aici mănâncă taurii. Și asta o să vedeți și pe piață. Așa, bun. Și dacă se vorbesc de intrarea anterioară în piață. Intrarea anterioară în piață cum este? Aici. Așa, aici vedem că a început să apară foarte corect. Bun. Am nevoie de un fractal în care ori acesta, ori acesta, în care lumânarea care se află sub el nu am o treabă cu aligatorul. Și fractalul care a făcut chestia asta este... Stați să mă uit mai bine, să văd și eu. Care nu a avut nicio treabă, chiar este acesta anterior. Este acesta pentru că el are aici o mică lunărică, e ca așa, este o mică lunărică care are și o mică corpuleță, ca un mic ciocanaș. Așa. Deci el a format acest fractal și am pun linia orizontală. Așa. Bun. Când începe să intre să străbată acest lucru, chiar pot spun foarte înalt, am intrat în tranzacție de care? De bari. Stop loss, știți aici unde trebuie să-l pun. Și ca sunt așa chestii, că nu sunt chiar interesante pe piață. El a făcut aici, uitați-vă, și umbră puternică și a apărut fractalul aici, înseamnă că aici se pune stop loss-ul. Și că aici apare întrebarea. E incombinabil stop loss-ul acesta raportat la take profit în cazul în care o pune așa cum are? Sau dacă este cumva mai mic, de exemplu, în perioada aceea, zic, m-a avantajat așa o intrare pe ață sau nu? Și atunci te gândești. Ok? Și atunci te gândești. Dacă este ok, înseamnă că nu intră pe ață. Dacă nu este ok, atunci nu intră în piață. Iată cum lucrează direcția, intrarea și ieșirea pe acest aligator. Cu fractalul. Eu dacă se merg acum pe istoric, eu am dat acum perioada actuală, ca să înțelegeți cum a funcționat. Simplu, asta a fost EGBP, Zone Time Trend, H1. Când folosiți aligator, vă străduiți situația clasică, de tot minus de 2 ori plus la lumânări. Nu puneți lumânări mari, dar asta vă... asta vă derutează foarte. Graficul ăsta e ceea ce avem noi în față. Cât mai bine îl simți, cu atât mai bun rezultat. La așa rezultat ajungi.
Și îți trebuie ca graficul să-l vezi cât mai mult, că când dai un zoom sau nu pui graficul ok sau nu faci tendințe, tu vezi pur și simplu, de-aia imaginați că îți șepte luna din tai frame cash-ul. Asta spunea și tu iubești și s-a întâmplat șepte ceasul în urmă. Și azi de ce zi urmă aparează din mine. De asta ar trebui să vezi mai ca câteva zile în urmă ca să dai seama ce se întâmplă mai înainte. Bun. Până aici, dacă aveți careva întrebări la mine, referitor la această. E clar, Sergiu? Cred că este invizibil cu ochiul liber, cam ce pui H4 și te orientezi atent unde, la care aveți în vedere asta de aici. Ia că te vedeți până unde a ajuns, e simplu, e nivelul orizontal, în zona aceasta. Ia că tale. Maximul istoric. Știți încă cum ați putea să ieșiți din piață, numai că ok, nu prea. Ideea care, fractalul acesta, ar putea să ieși tot după fractal din piață. Numai că te-ai prost, el nu spune din start. Dacă îl pui din start, ar trebui să pui după nivel, dar să-l pui după fractal, ieșirea din piață. Ar trebui să aștepți că spunea în fractalul de jos. Și aici e ieșirea din piață. Dar tot cu o ultimă, trebuie la ideea ce e. Deci aici deschidem tranzacții de sau, dar aici e ieșirea din piață. Nu știu cum a primit, da, este mai puțin. Dacă se deschide după fractal, dar dacă se orientezi, eu vă spun, trăiere intră în piață după fractal, dar este când acesta intersectează necașa aici. Când se întoarce înapoi spre atinge media mobilă, da? Așa, simplu. Și aici, eu aici tot aceeași situație. Ai deschid tranzacția de cumpărare, dar nu ați să ia activ până aici. Vă garantez 100% că nu ați activ până aici. În perioada asta, când ia sunt toți aici înapoi și când e doar să nu trebuie să fie eu cred 100% pe o mare parte, 3 de euro, 80% tranzacția o închid aici. Și ai profitul ăsta din piață, de aici până aici. Da, e unul mare. Dar e profit care am fost doar. Și știți cine prinde mișcarea asta mai mult pe piață? Cei care lucrează cu trading stop. Cei care lucrează cu trading stop, prin toată mișcarea de piață. Cei care lucrează cu take profit sau închidere manuală, aici înseamnă din piață. Asta e zis. Fix aceeași situație și în zona aceasta. Cine lucrează cu trading stop, a să iasă undeva în zona asta din piață. Dacă nu l-o scos aici, independență de volum, de dimensiunea trading stop, da? Dar cei care lucrează cu take profit, undeva din piși trebuia să iasă în piață. Cei cu trading stop, asta este la latitudinea voastră. Important la ordinea este fiți tranzacții deja să meargă în profit și la anul după acolo te rezolvi cu ea pe parcurs. Important să ai intrarea bună în viață și să mergi după ea. Dar asta chiar o folosiți ca strategii sau dacă nu, puteți folosiți educatul că continuare la ceea ce aveți voi. Sau puteți să-l luați separat și la strategia pe care aveți voi să o implicați undeva acolo. De exemplu, aveți anumit lucru pe piață și aveți, de exemplu, aveți direcția, aveți ieșire din piața, nu aveți intrarea, ok, voilà, v-ați aligatorul sau v-ați fractalul. Sau aveți anumite strategii, dar ceva nu ajunge la strategia voastră. Înseamnă că implicați ceva din acest instrument pe care vă le-am spus eu astăzi. Ok, careva întrebări la mine sunt?